N-ați mai cântat nici... Adică știu că nu au mai fost cântări cu public, dar nici așa în emisiuni... N-am mai cântat acasă în fiecare oră a vieții mele, probabil, eu. Piesele tale sau dar piesele... Nu. Tot ce există și se poate cânta. Dar am înțeles, ok. Dar... Eu nu, și dar pentru mine nu e public. Ce... De exemplu, faptul că am venit și aici, știi cum ne filmează camerele, e cumva o altă stare, știi, sunt alte emoții. Acasă parcă ești așa mai relaxat, gen dacă mai falsezi... Dar ce cântați acasă? Ce cântați așa în duș, în baie, în vă apucă? Imnul? Dimineața, frumos. Dar cu asta ne trezim. Cântați așa în baie, în duș, aveți... Cântă cucul Batovina, de răsună-n Bucovina. Am înțeles, deci pe exact. Tradițional. Pe... Păi niciodată nu trebuie să uităm de unde am pornit. Am înțeles. Trebuie să fie divers, trebuie să fie... Da, apropo de unde ați pornit, Marc, tu ai pornit în drumul tău muzical de când? De la ce vârstă? Cred că de la 15 ani, 15-14 ani, așa mai cu mai mult interes, să spunem. Participam la concursurile din liceu, mă rog, tot felul de și evenimente. Cât timp a durat până când ai putut spune, bă, mi-am realizat visul? Adică, cât timp a durat până când ai fost cu adevărat un artist consacrat? Știu că s-a întâmplat undeva prin, dacă nu mă înșel, 2017-18? Poate, da... Matematic poate se poate spus așa, dar eu de exemplu încă nu simt, știi? Adică simt că mai am încă de lucrat, mai am de văzut, mai am de făcut, știi, mai am de compus. Mai este loc de dezvoltare până să mă numesc, știi, mai să mă simt artist. Mereu mai este. Dar știi? Ești un artist de săvârșit, asta nu, cred adică că asta... trăiesc visul, încă nu l-am realizat, dar știi cum îl trăiesc un pic, știi? Asta e foarte bine. Deci a fost ceva muncă, adică de la 15 ani până... Câți ani ai acum? 23 de ani. A fost ceva muncă. Când te-ai mutat în România? 2019. Acușul, cred, peste jumătate de an o să fie 3 ani. Da? Da, ok. Da. Nu de foarte mult timp. Da, nu de foarte mult timp, dar mie deja, știi cum, mi se pare o eternitate că m-am deprins cu oamenii de aici, m-am deprins cu glumele, deci că sunt puțin mai diferite de rusismele noastre, știi? Care e diferența între o glumă rusească și o glumă românească? Da, totul, bro, totul. Adică, nu știu. Sunt mai bune sau mai rele? Nu că sunt mai bune, dar sunt diferite un pic, știi? Și logica cum e pusă, nu că, adică nu încerc să ofensez, dar sunt diferite, uite, și ca înțeles. Poți să-mi spui un banc moldovenesc? O sune stupid în română, știi? Adică... Hai să încercăm. Voi aveți numai bancuri în limba rusă, n-aveți și niște bancuri în română? Noi le avem, noi le traducem motamo, aproximativ, mă rog, care nu doar motamo, dar... Ce spun una? Zi-mi un banc așa din Republica Moldova. Astea sunt nasoale, bro. Ok, dăm pauză la noi, până la te noi gândești. La noi orice bancă e conjurătură, ca să înțelegi. Dăm cu bip. Avem voie o cu bip? Discut ceva cu Mole și eu mă gândesc la una care e mai puțin urâtă, urăcioasă. Deci toate sunt conjurături, a? Cam, da. Am înțeles.